ca să căpătăm o inimă înțeleaptă, linioară. La moartea unui prieten, un om odată a vorbit și cu privirea înlăcrimată, el în anul nașterii a citit. Privind spre piatra funerară, s-a referit la ce scria și a spus, urmează o linioară și anul morții după ea. E doar o simplă linioară, dar este viața ce a trăit. Și câtă importanță are, o știu acei ce l-au iubit. Căci nu contează cât avem case, mașini și bani din plin, ci cât iubim pe cei din jur și, în felul, și felul în care noi trăim. Deci stai și te gândești adânc. Sunt lucruri ce le poți schimba? Că nu știi cât au mai rămas ani din linioara ta. Oprește-te un pic și vezi ce e real și de folos. Să înțelegi pe cei din jur, să fii la alții de folos. Să arăți mai multă apreciere, mânia să ți-o stăpânești, mai mult să prețuiești pe alții și dragoste să le arăți. Pe toți tratează-i cu respect și adeseori să le zâmbești, căci linioara poate fi mai scurtă decât te gândești. Când zilele anilor tăi ajunge vor la un sfârșit, oare ai fi mândru când citesc cum linioara ți-ai trăit? Doamne, învață-ne, te rugăm, cu înțelepciune să trăim și bine să ne numărăm zilele care le primim. Învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Amin.